În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. Mesajul din această seară vreau să fie unul simplu, inspirat din cuvintele acestea, în cealaltă parte, în partea cealaltă. Când viața te trece de cealaltă parte, în partea cealaltă, ne obișnuim cu multe lucruri. Însă viața ne oferă adeseori surprize. Nu aduce anul de multe ori, ci aduce ceasul. Peste noapte pot avea loc schimbări radicale. Socotelile cu viața se pot încheia în câteva secunde. Nu vorbim doar de o furtună aici, o furtună, ceva valuri, ceva un vânt, ceva se mișca barca. S-a stârnit o mare furtună. Oamenii deja au început să se agite și au spus, pierim. Deja vedeau moartea cu ochii, cum spun românii. Să treci de cealaltă parte, de multe ori cere un preț, necesită un preț care este destul de mare. Pericole, riscuri, piedici, obstacole. Să treci de cealaltă parte comportă toate aceste riscuri. Să treci de cealaltă parte este însă de multe ori un imperativ. Dumnezeu vrea ca tu să treci de cealaltă parte. Să te scoată poate din zona de confort. Să vezi ce n-ai mai văzut ceva până atunci. Să experimentezi ceva de care n-ai avut parte până atunci. Să treci de cealaltă parte înseamnă noi provocări. Majoritatea celor care predică din acest pasaj, când vorbesc despre furtuna aceasta, leagă întotdeauna furtuna de ceea ce s-a întâmplat imediat după, de cealaltă parte. Pentru că atunci când vorbești de cealaltă parte, de cealaltă parte era ținutul gadarenilor, de cealaltă parte erau demonii, erau legiuni de demoni, erau oameni îndrăciți, erau oameni care trăiau în păcatul lor, oameni care sfidau legile lui Dumnezeu. Porcii. Ce să caute porcii într-o țară în care erau considerați necurați și nimeni nu-i consuma? Ce să caute acolo? Și totuși erau într-un număr impresionant, 2000. O crescătorie extrem de mare. Oameni care nu țineau cont de voia lui Dumnezeu, oameni care nu l-au primit pe Iisus. L-au rugat pe Iisus să plece și acel de cealaltă parte a durat doar o zi. A doua zi, când Iisus a făcut minunea aceea, oamenii au spus, te rugăm să părăsești zona, n-avem nevoie de tine, n-avem nevoie de Iisus. Nu ne interesează pocăința voastră, nu ne interesează legea voastră, nu ne interesează Dumnezeul vostru. Noi vrem cu porcii, noi vrem cu demonii, noi vrem cu dracii, noi vrem cu ce vrem noi. De cealaltă parte poate însemna provocarea gadarenilor, poate însemna ținutul gadarenilor, poate însemna o opoziție cum n-ai avut niciodată. Însă de cealaltă parte poate fi ceva temporar care ține poate o zi sau o furtună care ține o noapte doar. De cealaltă parte însă pot fi experiențe extraordinare. E adevărat că atunci când treci prin furtună, atunci când treci prin încercări, atunci când treci prin necazuri, îți pui fel și fel de întrebări, ești copleșit de emoții, de frică, de stres, de panică, de anxietate, dar realizezi după ce trece timpul, realizezi că mult mai mult au lucrat acele furtuni, mult mai mult te-au consolidat în credința ta acele experiențe, mult mai puternic ai ieșit trecând prin ele, decât fiind ferit de ele. Oamenii puternici nu pot crește doar cu zile bune. Oamenii puternici nu pot ajunge puternici doar trecând prin zile frumoase și senine. Oamenii puternici devin puternici când trec prin furtuni, când trec prin necazuri, când trec prin experiențe care le modelează caracterul, prin experiențe care îi pun față în față cu moartea, cu duhurile, cu lucrurile acestea care sunt cumplite pentru alții. De aceea, când viața te trece de cealaltă parte,
În primul rând, asigură-te că Dumnezeu te vrea de cealaltă parte. Eu nu spun asta că trebuie să cauți neapărat schimbări radicale, gata. Am auzit că trebuie să trecem de cealaltă parte, ca Moise care a vrut să treacă dincolo. Nu doar schimbări de dragul schimbărilor, nu doar experiențe de dragul experiențelor, dar când viața te trece de cealaltă parte, asigură-te că Dumnezeu te vrea de cealaltă parte. Și îmi place aici, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. Iisus le-a zis. Cât de important este în viață să ai cuvântul acesta, să ai încredințarea aceasta, să știi că ești în voia lui Dumnezeu, că asculți de Dumnezeu. Da, se poate Iisus să zică, fă asta, și asta să însemne furtună, asta să însemne pagubă, asta să însemne boală, să însemne suferință, să însemne necaz. Da, se poate. Dar lucrul important este să-ți spună Iisus. Că dacă ți-a spus Iisus și ești în voia lui Dumnezeu, e ciudat asta, să-l vezi pe Pavel, când intră în Europa, el are din partea lui Dumnezeu, are tot felul de descoperiri, ba chiar o descoperire care îi spune clar, hai treci aici în Macedonia, vino, ajută-ne. Și în loc să fie primit cu aplauze, cu urale, cu flori, cu oameni deschiși, este bătut, este legat, este aruncat acolo în temnița de obște și totuși omul acesta este plin de pace, este plin de speranță. De ce? Pentru că știe cine i-a spus să treacă de cealaltă parte. Când treci de cealaltă parte, nu te aștepta la flori și la urale, ci așteaptă-te și la necazuri. Dar nu necazuri, sau nu astea, nu asta trebuie să fie ceea ce, sau garanția că suntem bine. Totdeauna asigură-te că Iisus ți-a spus asta, că Dumnezeu ți-a vorbit, că Dumnezeu te vrea de cealaltă parte, că ești în voia lui Dumnezeu. Mai ales noi aici în diaspora trăim într-un mare, mare pericol. Oamenii se mută dintr-o parte în alta, schimbă o țară cu alta, o localitate cu alta, un loc de muncă cu altul, o biserică cu alta și schimbă oamenii și fac tot felul de schimbări. Adică acel de cealaltă parte e ceva așa, la ordinea zilei. Și uită că cel mai bine este, ori de câte ori faci o mutare, o schimbare, ori de câte ori ai vrea să treci de cealaltă parte, asigură-te că Dumnezeu te vrea acolo. Asigură-te că ești în voia lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a spus asta. Că Dumnezeu ți-a spus și te vrea de cealaltă parte. Când viața te trece de cealaltă parte, asigură-te că Iisus nu doar îți spune, ci că Iisus merge cu tine, că Iisus este alături de tine de cealaltă parte, că următorul verset spunea, după ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Doamne, nu trebuie să mergi, să te schimbi, să-ți iei ceva, așa cum ești, rămâi aici, în corabia asta. Nu pleci nicăieri. Vii cu noi. L-au luat. Și îmi place asta pentru că asta ne spune ceva. Asta ne spune că e ceva ce trebuie să faci tu. E ceva ce au făcut ei. L-au luat. Așa cum era, l-au luat în corabia în care se afla. Să-L iei pe Iisus în viață. Să-L iei pe Iisus cu tine. Să-L iei pe Iisus când mergi de cealaltă parte, când intri într-o altă săptămână, când intri într-o altă zi, când intri într-un alt an. Oriunde ești, ia-L pe Iisus cu tine. E ceva ce tu poți sta, e în puterea ta. L-au luat pe Iisus. În seara aceasta,
Gândește-te dacă l-ai pe Iisus în viața ta, dacă nu, eu îți spun lucrul cel mai bun pe care poți să-l faci, ia-l pe Iisus cu tine. Ia-l pe Iisus cu tine. Eu pot doar să spun, eu pot doar să te îndemn, eu pot doar să te motivez, dar numai tu poți decide dacă vrei să-l iei pe Iisus cu tine. Când viața te trece de cealaltă parte, asigură-te că Iisus merge cu tine de cealaltă parte. Ia-l pe Iisus cu tine. Al treilea rând, când viața te trece de cealaltă parte, apelează insistent la Iisus în mijlocul furtunii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Ucenicii l-au deșteptat, l-au trezit. Asta înseamnă că s-au dus, l-au atins, l-au scuturat, învățătorule, pierim. L-au rugat. Asigură-te că îl ai pe Iisus cu tine, dar apoi, dacă îl ai cu tine, el nu e doar o piesă acolo să-l pui. Și asta, vedeți, asta e marea problemă a multor oameni, a multor creștini, care se mulțumesc cu un obiect, cu un amulet, cu o cruciuliță, cu o iconiță. Nu te ajută la nimic. Iisus nu vrea să fie un obiect. Iisus nu vrea să fie acolo, pe o cruce, pus undeva acolo, lii, când ai nevoie. Iisus e o persoană cu care tu să stai de vorbă. O persoană căreia să-i te adresezi, să te rogi lui, să insiști înaintea lui. Asta vrea Iisus. Și de multe ori poate te trece prin anumite necazuri, de multe ori te trece în cealaltă parte, pentru că se mai întâmplă ceva. Al patrulea rând, când viața te trece de cealaltă parte, puneți întrebări cu privire la Iisus. Experiența asta a fost una dintre primele experiențe. Ei au ascultat câteva predici, au văzut poate câte ceva minuni, dar suntem abia la începutul lucrărilor, la începutul lucrării lui Iisus. Ei încă nu îl știau pe Iisus. A venit cineva și le-a spus, uite, e un predicator foarte bun, e un proroc foarte bun, se pare că se potrivește ceva din Scriptură cu el, s-ar părea că e Mesia. Oamenii încă nu știau cine este el, e un profet, e cineva deosebit, e Ioan Botezătorul, e Ilie, e un om special. Fiecare își dădea cu părerea. Nimeni încă n-a ajuns la convingerea fermă că cel care este cu ei, că Iisus acesta, predicatorul acesta, cel care era în barcă cu ei, nu era un simplu om, ci Iisus acesta este Fiul lui Dumnezeu. E Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Ei nu-L cunoșteau și dintr-o dată când au văzut că Iisus spune doar aceste cuvinte, spune furtunii, taci, fără gură, într-o fracțiune de secundă, vântul s-a oprit, s-a făcut o liniște mare, oamenii și auzeau bătăile inimii. Altădată strigau unul la altul și nu se auzeau. Și dintr-o dată, oamenii simțeau efectiv cum le bate inima. S-a făcut o liniște mare și a pus întrebări. N-am auzit niciodată, în vechime, oameni, să aibă omul acesta atâta putere să poruncească furtunii? Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? De unde are el putere asupra naturii? Cine este acesta? Puneți întrebări cu privire la Iisus. Îl cunoști tu îndeajuns? Știi tu cine este el? Știi, conștientizez în seara aceasta care este puterea lui Iisus? Ești conștient de puterea Lui? Ești conștient de slava Lui, de puterea Lui absolută pe care o are? De autoritatea pe care El o deține? Știi cine este El? Cine este acesta de la ascultă chiar
și vântul și marea. Cunoașterea lui Dumnezeu este întotdeauna progresivă. Nimeni n-a avut parte de o cunoaștere deodată, știți, ca și cum ai avea un computer nou și ai pus în el un hard, ai pus dintr-o dată toate informațiile și s-a umplut în câteva minute, s-a umplut de toate informațiile de care sunt necesare. Cunoașterea lui Dumnezeu nu are loc niciodată așa în noi oamenii, ci întotdeauna este progresivă. Și fiecare experiență, fiecare minune, fiecare predică, fiecare mesaj nu făcea altceva decât creștea în ei conștiința asta a faptului că acest Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Și toate astea sunt progresive, încet, încet. Și pentru noi se întâmplă asta. Nu e vorba de cunoașterea informațională despre informații, dar de cunoașterea lui Dumnezeu la nivelul tău personal, experiențele de care ai parte. Și de aceea Dumnezeu te trece prin experiențe și experiențele acestea nu fac altceva decât să ți-L descopere pe Iisus Hristos, să răspundă la întrebarea, cine este acesta? Și fiecare experiență, și fiecare necaz, și fiecare problemă din viață, și fiecare trecere de cealaltă parte, nu fac altceva decât să-ți descopere cine este Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această seară. Dumnezeu să ne ajute să ne punem aceste întrebări și să aflăm răspunsurile. Când treci de cealaltă parte, asigură-te că Dumnezeu te vrea de cealaltă parte. Când treci de cealaltă parte, asigură-te că Iisus este cu tine, Iisus merge cu tine. Când treci de cealaltă parte, apelează la Iisus, nu te mulțumi doar că Iisus este cu tine, dar apelează, vorbește, roagă-te Lui, roagă-L pe El, implică-L pe El în problemele tale. Știți că sunt atâția creștini care l-au pe Iisus, care îl cunosc pe Iisus, dar nu îl implică. Asta înseamnă o relație puternică cu Iisus, implică-L. Spune-i problema ta. Stai în rugăciune și spune-i păcatul tău cu care te confrunți, ispita care te biruie. Spune-i Lui provocările de care ai parte, spune-i Lui. Implică-L pe Dumnezeu în problemele tale și apoi pune-ți întrebări cu privire la El. Îl cunoști, cine este acesta, îl cunoști îndeajuns, realizezi cât de puternic este El, cât de măreț este El, că El este mult mai puternic decât vântul, decât marea, că El poate într-o clipă să schimbe. Într-o clipită El îți poate aduce vindecarea, într-o clipă El îți poate aduce izbăvirea. Într-o clipă El poate potoli furtuna, știi că El poate astea? Cât de important este să ai pacea, să ai liniștea, să poți birui frica, pentru că nu poți altfel decât cu Iisus. Miercurea trecută călătoream într-un avion și dintr-o dată au început niște turbulențe. Lângă mine era o fată și am văzut că dintr-o dată se panichează, știu ce înseamnă atacul de panică, am devenit deja expert la asta și ea a reușit să-mi spună ce se întâmplă. Zic, eu n-am mai călătorit cu avionul, îmi zicea ea, decât o singură dată și atunci am avut parte de turbulențe și am leșinat, am pierdut cunoștința și simt că se întâmplă același lucru și acum. Și spunea ea, printre altele, am încercat să o liniștesc, să o calmez, să-i spun nu-i nimic, e doar ceva așa, dar i-a spus atunci, nu mă mai urc niciodată în avion. Nu spune niciodată asta, pentru că nu știi ce se va întâmpla. Și m-a întrebat, dar deci, cum sunteți așa liniștit? Și sunt liniștit pentru că am deja mii de zboruri cu avionul și asta e nimic, alții plătesc să îi scuture puțin ceva. Mai greu mi-ar fi cu mașină, dar cu avionul nu e nicio problemă. Experiența asta, fă din ea ceva, uite, ai trecut prin asta, data viitoare nu o să fie nimic, din când în când o să se întâmple și mai rău decât atât, dar nu e nicio problemă, te obișnuiești cu toate.
Însă niciodată să nu spui, eu nu mai gata, eu nu mai abandonez, nu ai cum, pentru că viața te duce de multe ori de cealaltă parte, s-ar putea odată să n-ai nicio posibilitate să ajungi decât cu avionul. De ce să spui, de ce să iei decizii, de ce să... Încearcă să biruiești altfel, să-ți pui în mintea ta, să-ți pui în gândul tău altceva, să fii în voia lui Dumnezeu, să-L ai pe Iisus cu tine, să ai pacea Lui în inima ta. De ce ai pace? De ce ești liniștit? Îl am pe Iisus cu mine, știu unde merg. Sunt în voia lui Dumnezeu, sunt în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu mine și îl am pe Iisus cu mine și îl implic pe Iisus în toate problemele vieții mele. Și atunci, oricare ar fi furtuna, oricare ar fi problema vieții tale, dacă îl ai pe Iisus, dacă El este cu tine, dacă îl implici pe El în problemele tale, dacă îl cunoști îndeajuns, dacă știi cine este acesta, dacă știi în cine crezi, dacă știi cui te rogi, dacă știi ce mare putere are El și dacă ai ști ce mare putere are rugăciunea pe care o faci în numele Lui, oricare ar fi furtuna din viața ta, poți să rămâi liniștit, pentru că L-ai pe Iisus în barcă. Haideți să ne ridicăm și să-L rugăm pe Iisus în furtunile vieții noastre să rămână cu noi, să luăm cu noi rugăciune în săptămâna aceasta, să fie cu noi și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.